Salutare! Pentru cei ce nu sunteți familiarizați cu acest de desert, încep prin a spune că orezul poate fi folosit cu succes și la deserturi. Tocmai aceea, pentru videoul de astăzi, am ales să gătesc o budincă de orez. Acest preparat se găsește în orice colț al lumii, care poate să varieze de la o țară la alta. Cum ar fi, de exemplu, la noi în țară se gătește în mod tradițional cu scorțișoară și lapte. Personal, am ales să adaug mai mult aromă și asta prin selectarea câtorva ingrediente. Ingredientele sunt următoarele: 600 de ml de lapte, 150 de grame de orez, mixul tău favorit de fructe uscate, 2 batoane de scorțișoară și un baton de vanilie, 2 gălbenușe de ou, 2 linguri de mascarpone și o portocală. Dacă nu ai un cântar de bucătărie, o variantă rezonabilă ar fi acest vas de plastic care indică cu aproximație gramajul de care ai nevoie. Așadar, 150 de grame de orez, iar pe partea cealaltă vom putea măsura și laptele. Punem laptele într-o oală. La fel cum am făcut și în celelalte videouri, cu vârful unui cuțit, crestăm păstaia în două, după care cu partea ascuțită, radem interiorul. Coaja de la o portocală, vanilie, semințele extrase din acel băț, scorțișoara, coaja de portocale, 2 linguri de zahăr brun. Vom da focul mic și vom aștepta ca laptele să fiarbă. Portocala și scorțișoara și-a făcut treaba și le vom scoate, lăsând aceste ingrediente până la final, va da o tentă amăruie budincii, ceea ce nu vom avea nevoie. Iar acum adăugăm și orezul. Focul mic, lăsăm 30 de minute, timp în care suntem foarte atenți să mestecăm din când în când, fiindcă laptele se va prinde foarte ușor de fundul vasului. Între timp, tăiem bucățele și fructele uscate. Omogenizăm bine gălbenușurile de ou cu 2 linguri de mascarpone, un mic truc pe care îl folosesc pentru a închega mai bine compoziția, dar pentru a da și o textură mult mai cremoasă. După 20 de minute adăugăm și mixul de fructe uscate. Iar în ultimele minute adăugăm și compoziția pe care am omogenizat-o mai devreme. Scoatem și bățul de vanilie care poate să rămână până la urmă. Căutăm o textură pufoasă și în același timp legată. Dacă budinca are consistență mult prea solidă, atunci adăugăm încă 3 linguri de lapte, care va îndrepta această problemă. În mod normal, budinca de orez se servește rece, însă preferința mea este să o consum caldă. Coaja de la un lime sau de la o lămâie. Aceasta este budinca de orez, un desert plin cu viață și parfumat și sper să o găsiți la fel de delicioasă cum o găsesc și eu. Nu uita să te abonezi, like și susține conceptul printr-un simplu share.